Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem cu istoricul Lucian Vasile și astăzi facem un material la fel de interesant ca celelalte. Vorbim despre spionii din timpul comunismului. Suntem în dreptul unei clădiri, dar mai mult o să ne zică Lucian. Salut! Salut! Mulțumesc de invitație! Și noi îți mulțumim! Da, astăzi o să povestim despre spion și spionaj la începutul comunismului. Acum, odată cu instaurarea regimului comunist, a existat o formă de opoziție față de ceea ce se petrecea în țară. Unii au încercat să organizeze diferite organizații secrete, clandestine, în țară, să facă diferite acțiuni împotriva regimului. Alții au luat arma în mână și au plecat în munți. Și câțiva au reușit să fugă din țară și în exil să formeze diferite, să zicem, structuri secrete care să ducă acest război pe clandestin împotriva regimului comunist. Figura principală, și am adus și câteva poze, este Mihail Ropran. Eu îi spun Sfântul Petru al exilului românesc, că el făcea și desfăcea totul legat de exilații români din Franța de la începutul comunismului. Practic, autoritățile franceze nu au aproape nicio decizie fără să-l consulte pe Ropran înainte. Povestea lui Ropran e foarte interesantă. Asta este singura poză clară cu el pe care am identificat-o după ani buni de cercetări. Nici măcar cei de la securitate nu aveau o imagine clară a lui. Sunt numai două poze, ambele foarte neclare în dosarul său de la securitate. Ropran era fiul unui general, unul dintre întemeietorii artileriei antiaeriene de la noi din țară. A urmat și el o carieră militară. Ar fi vrut în aviație, numai că a avut un accident pe la sfârșitul anilor 30, care a lăsat niște săchele, niște... Da, avea un tic, așa îi scăpa ochiul drept. Dar asta nu i-a afectat nici inteligența, nici curajul și mai ales sângele rece. Era omul căruia îi curgea spionajul prin vene, exact așa era descris. Născut pentru asta. Exact. Asta a descoperit el cu timpul, că nemai putând să fie în aviație, a trecut la secția de informații a Marelui Stat Major. El este cel care, la sfârșitul anilor 30, s-a ocupat cu recepția de armament din străinătate, în timpul războiului, el conducea investigații asupra piloților sovietici capturați pe frontul de est. Era tipul care știa cum să lucreze cu note informative, cu agenți secreți, cu tot felul de metode conspirative. Acum, vă spuneam că el era cel care la sfârșitul anilor 30 se ocupa din partea Serviciului Special de Informații, un fel de străbunic al SRI-ului de astăzi, de recepția de armament. Serviciul vrea să știe exact, să aibă date cum se desfășoară, dacă totul este conform regii, dacă se fac mișmașuri și așa mai departe. La un moment dat, la unul dintre aceste drumuri din Occident în România, îl cunoaște pe un aviator numit Pufi Popescu, unul dintre cei mai buni aviatori din perioada interbelică. Pufi Popescu era cel care locuia cel mai probabil în casa din spate sau în cea de lângă. Arhivele nu sunt foarte clare, n-am reușit să identific, dar eu aș bănui că este cea din spate, pentru că și destinul ei ulterior sugerează că este casa în care a locuit familia lui Pufi Popescu. Îl chema Dumitru Popescu, dar lumea îi spunea Pufi Popescu. Cunoscându-l pe Pufi Popescu, a cunoscut-o și pe soția lui, pe Ria Popescu, cea de aici. Iar între Ropran și Ria Popescu s-a născut o idilă, la sfârșitul anilor 39-40, care, cum să zic, a luat o turnură fericită pentru ei în urma unui eveniment nefericit pentru Pufi Popescu. La 4 decembrie 1940, Pufi Popescu, deja la acel moment era unul dintre liderii aviației de vânătoare române, are un accident aviatic. Trebuia să facă o acrobație prin aer împreună cu un avion pilotat de un pilot german. Elicea avionului român se prinde în avionul pilotat de neamț. Izbucnește un incendiu la bordul avionului Pufi Popescu. El încearcă să sară cu parașuta, numai că îi se prinde parașuta și cade și se zdrobește de pământ. Și dispare. Pufi Popescu moare. În acest moment, Ropran poate să-și
oficializeze relația cu Ria Popescu. Și deci aceasta era casa, să zicem că aceasta era casa în care aceasta este. Locuia Pufi Popescu cu soția. Cu soția. Ei, au avut un mariaj destul de scurt, din care au rezultat doi copii, doi băieți, dacă mă înșel, erau gemeni. Dar din 1940 până în 1947, Opran cu Ria Popescu locuiesc aici. Da, acum, Opran era clar că nu are loc în noua armată a Republicii Populare Române, așa că este deja epurat în 1946. E clar că arestarea este doar o chestiune de moment, așa că decide să fugă din țară. În 1947 se duc la Dor Mărunt, e o localitate pe drumul spre mare, de fiată când merg cu mașina la mare și trec pe acolo. Îți aduce aminte de povestea aceasta. Da, și-mi imaginez cum erau toți ascunși la marginea unei pajiști. Și a venit un avion pilotat de Ion Profir, un fost pilot de bombardament, care încă mai putea să piloteze diferite avioane meteorologice. El deturnase avionul, a coborât repede, s-au urcat toți într-un avion supraaglomerat și așa s-a târâit încet, 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 până când au reușit să ajungă în Turcia. Asta în 1947. Ria Popescu știa de planul lui Opran, dar n-a spus nimic, l-a protejat. Și astfel că Opran a reușit să fugă din țară, ajunge în Turcia, după stă pe acolo prin diferite lagăre, cu greu reușește să ajungă 2 ani mai târziu în Franța, în 1949, și acolo, mână în mână cu serviciile secrete franceze, creează un serviciu secret al exilului românesc, care avea două componente. Biroul defensiv, adică trebuia să găsească agenții infiltrați din exilul românesc, păia pe care Bucureștiul îi trimitea să destabilizeze, să strângă informații și așa mai departe. Și un birou ofensiv, prin care trebuia să trimită agenți în țară, să facă diferite acțiuni, să strângă informații, să țină legătura cu cei din rezistență. Acum, tu dacă ai fi Opran și ai vrea să creezi o rețea în țară, prin cine te-ai gândit să faci? Foștii tăi camarazi? Oameni de încredere. Depinde. Sunt sub atenția securității. Deci oamenii care nu erau iubiți mai degrabă de securitate? Nu, era cel mai bine era să fie oameni care să nu atragă atenția securității. Okay. Dar în care să poți avea încredere și care să fie dispus să facă asta. Păi, foștii tăi camarazi care încă mai erau în țară? Nu. Sigur erau cel puțin urmăriți, dacă nu erau deja arestați. Prin Ria Popescu, ar fi trebuit, dar nu era sigur. Așa că, ce a făcut Opran? Nu și-a contactat fosta concubină. A contactat-o pe Paula Wenzel, pe o altă fostă iubită a lui. Ok. Paula Wenzel, asta e o poză din 1950, din toamnă. Era o fată dintr-o familie din Moldova, tatăl ei era inginer silvic, o fată de o frumusețe seducătoare. Am văzut poze de la nunta ei din 1935. Iar a cunoscut pe Opran în 1931, când avea 17 ani. A fost o simpatie între ei, dar până la urmă nu s-au căsătorit. Relația lor s-a destrămat, iar ea s-a căsătorit cu un ofițer din peste batalionul de gardă. 2-3 ani. Da, în 35. Da. Și au avut un băiat. Da, soțul Paulei putea să rămână în batalionul de gardă de la Pereș, dar în 41 a cerut să fie trimis pe front, el trebuie să rupte pentru țară. Și a ruptat și a murit aproape de Odessa. Vă dați seama, la 27 de ani, i-a rămas văduvă cu un băiat de 4 ani. Ghinionul a făcut ca într-o zi din 1946, iar lucrarea în paratul telefonelor pe Calea Victoriei, când a ieșit de la muncă, prin aglomerația de pe Calea Victoriei, a auzit, hei, Paula! Era Opran, un pic abțiguit că băuse cu băieții la... Acolo, în zonă. Da, o cafenea, bodegă, mai încolo, mai spre Magheru. Și au reluat legătura. Ea știa că Opran trăiește cu Ria Popescu, dar... Aia n-a fost o coincidență. E clar că a căutat-o sau... Nu, a fost o coincidență. S-au întâlnit întâmplător. Ok. Și Opran, aflat în Franța, s-a gândit că fosta lui iubită, Paula Wenzel, este persoana prin care nimeni n-ar bănui că ar încerca să ia legătura cu cei din țară.
Așa că folosindu-se de cineva din ambasada Franței, mai întâi a trimis în Rasuștorii 49 două scrisori, una pentru ea și una pentru Ria Popescu. Cele două femei s-au întâlnit la indicațiile lui Opran, s-au întâlnit pe treptele muzeului, actualului Muzeu Național de Istorie, fiecare având câte o scrisoare din partea lui Opran, dar scrisori cu caracter cât se poate de inofensiv. Anul următor, după ce s-a stabilit această legătură, Opran a trimis din nou două pachete, care conțineau fiecare câte o, care conțineau o cutie de cremă, pe care când Paul Ravencer a desfăcut-o, a văzut că are un fund dublu. Când a desfăcut fundul, a găsit niște pachetele mici cu microfirme. Erau niște chestii foarte mici, de cam un centimetru pătrat, pline cu instrucțiuni. Pe care probabil trebuia să le pui pe un fel de diapozitiv să le, sau te uite cu lupa. Cu lupa și apoi trebuia să le transcrii și apoi, conform indicațiilor, trebuia să le descifrezi. Okay, da. Primele microfirme aveau și codul. Acum, n-a fost chiar întâmplător că s-a gândit la Paul Ravencer. Ea avea și un văr care încă era în armată, pe care Opran îl știa încă din anii 30, care ajunsese să lucreze la direcția cifrului din Marele Stat Major Român. Deci, sigur știa cu cifrare, descifrare, cum să lucreze cu astfel de lucruri. Da. Paul Ravencer, când a găsit acele microfirme, a avut câteva opțiuni pe masă. Să redistrugă, dar asta însemna să taie orice legătură cu Opran, să reducă la securitate, dar asta nu-i garanta că ăia de la securitate o să o și facă creadă, ceva sau o să creadă, da. Sau să repăstreze și să încerce să vadă unde mergi. Pare mai captivant asta. Asta a și făcut. Și în perioada următoare s-a întâlnit cu Ria Popescu, au împărțit acele, conform instrucțiunilor, acele microfirme și a încercat cu ajutorul vărului ei să și descifreze. Na, au fost inițial vărul a intrat și el în jocul ăsta, Constantin Eftimie, dar până la urmă a tot încercat să o convingă să lase naibii toate astea, că e periculos. În cele din urmă, Paul Ravencer a abandonat până spre sfârșitul primăverii toate încercările astea, că a mai primit încă o dată încă un rând de microfirme. În schimb, i le-a dat pe cele care trebuiau să ajungă la ea, Riei Popescu aici. Ria Popescu trebuia să le împartă la trei tipi. Unul, Ghiță Șerbu, un fost curier diplomatic pe care îl știau și ea și Opran. Și celelalte două nu le-a mai împărțit conform indicațiilor Opran. I-a dat unui alt tip în care avea ea încredere și partea l-a păstrat pentru ea. Ei, din acest moment se creează o rețea informativă, fostul curier diplomatic, Gheorghe Șerbu, când îi se pune pe masă oferta, Ria Popescu îi spune: uite, Ghiță, am primit microfirme de la Mișo Opran de la Paris și ne propune să lucrăm într-o rețea informativă. Tipul, fost curier diplomatic, ajuns acum un simplu profesor la o școală din tot aici din nordul capitalei, a acceptat imediat. I-a surâs ideea. Da, tipul își aducea aminte probabil de atât de activitatea lui de curier diplomatic în slujba Serviciului Special de Informații din 36, adică avea activitate. Avea activitate, și avea la un experiență, moment dat nu mai avea și i-a plăcut avea să resentimente. Fusese cineva și era acum un potențial dușman al poporului, plus că toți credeau că războiul o să înceapă și americanii o să vină, nu? Și el a început să recruteze oameni dintre cei de încredere să strângă informații. Informații economice, politice, cât de cât și militare, ce unități văd trecând, ce armament au, cât sunt, unde se duc și așa mai departe. N-au reușit să lucreze ca la carte, strângeau și ce puteau. Multe dintre recrutările făcute de tipul ăsta de Ghiță Șerbu erau la băute. Bă, scotea pe câte unul, beau serios și după aia, după ce se abțiguiau, îi spunea: uite, eu lucrez pentru un serviciu secret în străinătate, nu vrei să-mi dai și mie niște informații? Și uite cum racola. Imaginează șocul pe care îl aveau oamenii, e ca și cum astăzi, nu știu, ce analogie să facem, în Rusia lui Putin. Lucrez pentru, nu știu, pentru serviciul secret al Ucrainei, nu vrei să mă ajuți? Da, era șoc, într-adevăr. Problema era că din momentul în care ți se punea întrebarea, tu erai deja cu un picior acolo. Ce puteai face?
te duceai repede să torni la securitate, dar din nou, dacă securitatea dacă te bănuia și tu ceva, da? Te bănuia că nana, poate nu ne-ai spus tot, ia să te rog să te închid. Da. Practic erau, nu aveau altceva de făcut decât să meargă înainte sau să se eschiveze și să se prefacă că n-a existat acea propunere. Ramura asta, Power Eventer, intră în adormire, nu se întâmplă mare lucru cu ea. În schimb, prin Ria Popescu se creează o rețea de informatori. La un moment dat, la 3 iulie 1950, aici în casă sună telefonul, Ria Popescu ia, răspunde. Și de la celălalt capăt al firului o voce de bărbat care spune: doamna Popescu, mai aveți covorul de vânzare? Întâmplător, ea avea un covor de vânzare. Zice, da, pot să vin mâine să-l văd? Și el zice, da. A doua zi, pe 4 iulie, apare un bărbat, un tânăr, brunet, tipul ăsta, da, care se recomandă doctorul, intră, închide ușa, se pune în spatele ușii, s-o țină și scoate un birețel și îl arată. Ea împietrește, scrisul Opran. Și spune, da, eu sunt trimis de Mișo Opran, am venit să vă scot din țară, pe dumneavoastră și pe cei doi copii. Wow. Care ar putea sau să... E o întrebare dacă erau Airo Opran sau Airo Pufi Popescu, dar asta e... La care Ria Popescu spune, da, poți să mă ajut și cu rețeaua informativă. În care tipul face ochii mari. Adică să nu plece singură, să plece și cu rețeaua. Să o ajute cu strânsul informațiilor, că ea nu se pricepea și nici ea nu prea știau exact, nu reușise să se descifreze toate microfirmele. Asta are un moment de urgiară, după aia își revine, da, sigur, o să vin mâine adică cu... Adică nu știa sau... Nu știa. Nu. Zice, vin mâine cu fratele mai mare. Oh. A doua cine zi, e fratele mai mare? A doua zi vine cu fratele mai mare. Și cei doi bărbați discută cu Ria Popescu pe 5 iulie. Ne spui cine e? Nu, o să vă spun de la... Bine. Punctul următor. Bine. Sunt foarte multe popițe care se îmbină și o să reras pe punctul următor. El știe despre microfirme, știe despre instrucțiuni, o ajută și spune, ok, bine, trebuie să mai racorăm niște oameni. Ea îi spune, hei, cred că știu pe un tip care e observator de zbor aici la Băneasa. Întâmplare face ca el să fi fost observator de zbor pe aeroportul din Pipera când a murit soțul ei în 40. Bărbații stabilesc, uite, trebuie să încep să-ți vinzi din lucruri, trebuie să te pregătești oricând doctorul, tipul de aici, da, o să vină, o să te ia și o să te scoată din țară pe tine și pe cei doi băieți și o să te ducă la Viena și de acolo la Paris, la Opran. După care să-i aducă înapoi, înțeleg. Sau să-i ia definitiv. Să-i scoată din țară. Definitiv? Da. Să scape. Și apoi, fratele mai mare dispare. Nici doctorul nu mai dă niciun semn. Ria Popescu nu știe ce se întâmplă, așteaptă de la zi la zi, e o tensiune groaznică. La câteva zile după ce fusese ăștia doi la ea, vedeți, casa era mare. Asta și cealaltă, oricum mai mare decât pentru o singură persoană. La ea locuia cu intermitențe că primise repartiție un inginer care era profesor la o școală profesională, care cred că aveau ceva... Ria Popescu cu tipul ăsta, Mircea Bogatul, chema, aveau că ceva relații. Ăsta începe să remarce că dispar lucruri din casă și o întreabă, dar ce se întâmplă? Și încep să vorbească în contradictorii, ajung să se certe, moment în care, în toiul cerții, Ria Popescu spune, vând lucrurile din casă ca să plec la Opran, la Paris. Se deconspiră. Deja la momentul ăsta, mai aflase cineva de ceea ce vrea ea să facă. Se sperie, îi spune că nu fac, nu mai plec, renunț, a fost o nebunie, nu se întâmplă așa ceva. În cele din urmă, Mircea Bogatu cere repartiție în altă parte, pleacă și în locul lui vine comandantul miliției din Băneasa să locuiască în camerele libere. Ria Popescu simte că ceva e în neregulă, îi pare să fie urmărită. Timpul tot trece și nimic nu se întâmplă. Aceasta era la început de iulie, jumate de iulie, sfârșit de iulie, vine august, începe luna august, mijlocul lui august, nimeni nu mai apare. Trăia într-o tensiune permanentă, în fiecare noapte se curca cu gândul că
poate la noapte se trezește cu lanterna pusă în ochi, cu pistoarele ațintite spre ei. Hai, vino cu noi. Pe undeva după 20 august reapare doctorul și spune: gata, hai, trebuie să ne grăbim. Strânge toate informațiile pe care le ai, mi le dai mie că eu o să plec, retrimit eu printr-o altă metodă, nu-ți spun care, și apoi să te pregătești. Și să mă pui în contact cu ăștia pe care i-ai recrutat tu, să strâng și eu informații de la ei. Trebuie să-i cunosc. Pe 24 august se duce cu Ghiță Șerbu, cu tipul pe care l-a recrutat prima dată, cu la el acasă, mai vine încă un prieten de-a lui, cel mai de încredere. Ăștia doi bărbați scriu note informative, ea supervizează și apoi pleacă toți trei de acolo. De casa există și astăzi, e pe lângă McDonald's-ul de la Dristor. Prietenul pleacă singur cu tramvaiul, ea cu Ghiță Șerbu se urcă într-un taxi, merg până în centru, mai întâi coboară el în fața la Biserica Sfântul Gheorghe și ea își continuă drumul până la Biserica Arbă pe Calea Victoriei. Când tipul ăla închide portiera taxiului și taxiul demarează, vin unii îl prind și îl bagă în dubă. 24 august 1950, prima arestare din rețeaua de spion. Da. Ciudat, nimeni când nu se panichează. Ah, ok. E foarte dubios. Nici măcar soția lui pare să nu intre în... Ce s-a întâmplat cu soțul meu, de a dispărut. De ce oare nu se panichează? Nu am găsit un răspuns la această întrebare. Deci e clar că din acel moment începe arestările. În același timp, doctorul tot vine la Aria Popescu și spune: hai, pune-mă în contact cu ăla, al doilea pe care l-ai recrutat tu. Se întâlnește cu ăla de mai multe ori, să ia informații despre ce legătură are el cu grupurile de rezistență din munți. N-avea nicio legătură. Tipul inventa totul. Pentru că avea nevoie de bani. Wow. Toate informațiile erau falsuri. Tot era inventat pe moment. La un moment dat era... Un bun creator. L-a arvunit pe altul ca să vină să povestească și el, cum știe el, pe un grup de rezistență de până munți, de până Bucești, de până Făgăraș, ba de Napuseni. Totul inventat. Doctorul începe să-și cam piardă răbdarea și zice: ok, bine, hai că am înțeles. Vine iarăși Raria Popescu și îi spune: fii atentă. 2 septembrie 1950, te duci, iei trenul de în Gara de Nord. În mod surprinzător îi spune: ia toți banii pe care i-ai asupra ta, rei, dolari, tot ce ai, ia și toate microfirmele pe care remai ai, țărea-i asupra ta, ia trenul și ne întâlnim la Arad. La Arad vin eu să te iau, pe tine, pe copii, și să trecem graniță. Ceea ce mi s-a părut mie poate cel mai trist dintre toate a fost că Ria Popescu a fost condusă la gara atunci, la tren, de nimeni alta decât Power Avenger. Wow. Două femei care erau unite de dragostea pentru același bărbat și care amândouă au intrat în toată acțiunea asta sperând că asta le va aduce alături de Michel Opran la Paris. Deci un bărbat atrăgător. Da, era un tip care, în ciuda... Da, ama, că dacă spui că și doamnele erau frumoase... Nu era, avea niște tipuri. Avea carismă, probabil. Carismă, da. La Paris reușea să îmbrobodească tipere așa, în câteva ore, și apoi să se ducă și să folosească în scopurile lui informative una, foarte două. Foarte inteligent, asta e clar. Foarte inteligent, foarte calculat, foarte determinat și foarte profesionist. Și foarte cinic. Probabil, ca să fii un bun spion, trebuie să știi să minți și să ai foarte mult sânge rece. Să-ți asumi riscurile că ceea ce faci tu poate să ducă la suferința sau chiar la moartea celor din jur. Ria Popescu se urcă în tren, condusă la gară de Power Avenger, care atunci a înțeles că nu pe ea o scotea Michel Opran în țară și că doar se folosise de ea ca să ajungă la Ria Popescu. Trenul pleacă, ajunge în Ploiești Vest, și în Ploiești Vest năvăresc ofițerii de securitate și o arestează și pe Ria Popescu. Ok, se întâmplă ceva. Da, din următoarele zile încep arestările, toți sunt arestați, toată rețeaua. Întreaga rețea este anihilată. Deci pe undeva a existat o problemă. A existat. Da. O să aflăm la punctul următor unde. Da. Și până să mergem acolo, ce s-a întâmplat? Păi, cu cei arestați. Femeile, în România comunistă, femeile nu erau condamnate la moarte,
Chiar dacă aici putem spune că ieri au avut rolul principal. Ele au alcătuit rețeaua, practic. Cu ieri a început toată treaba. Au fost condamnate la muncă silnică pe viață. Niciuna dintre ele nu l-a mai văzut vreodată pe Oprean. În ce sens? În sensul în care ele au murit acolo? Au rămas în închisoare până în 1964, când a fost decretul de grațiere. După eliberare, Ria Popescu a dus o viață foarte, foarte retrasă. Era extrem de bolnavă, nu mai avea dinți, romatism, tot felul de probleme medicare. Nu mai vrea să audă de Oprean. Oprean a încercat să-i mai trimită bani, să o mai ajute. N-a mai vrut să audă de el. Nu știu ce s-a întâmplat cu băieții. Știu că unul era doctor prin Arad sau prin Timișoara și celălalt, nu știu. Na, nume de familie Popescu. Și n-ai cum, e greu să găsești greu. O urmă, da. Beata Paula Wenzel, după 14 ani de detenție, a ieșit în primăvara lui 64 și a revăzut băiatul, Anton, și a murit la sfârșitul anului. Din cauza problemelor de sănătate dobândite în timpul detenției. Dintre cei recrutați, tipul curierul diplomatic a fost condamnat la moarte și executat. Celălalt tip, cel care a inventat totul, a fost și el condamnat la moarte și executat. Adică chiar dacă nu, practic n-a participat cu nimic, tot a fost... Ba da, a participat, dar cu informații false. Ah, ok, în sensul ăsta, da. Da, tipul ăla, la momentul în care a fost arestat, avea un copil de 4 luni sau de 5 luni, care... Peste ani era o fetiță. Peste ani a fost și a văzut dosarul în care tatăl său a fost anchetat, judecat, condamnat la moarte și executat. Ea practic așa cunoscut tatăl, că a găsit-o pe foaia de folosire a dosarului. Oricine deschide dosarul trebuie să treacă pe o listă. Foaie de folosire se numește. Și încă un tip care era ofițer și care a dat niște informații ăstuia, celui de-al doilea, cel executat cu copilul de câteva luni. Bine, arestările au mers foarte... s-a format un rot foarte mare de oameni. Oricine ar fi avut cea mai mică informație a fost considerat complice și a făcut de la 2 ani de închisoare până la 12 ani. Sau... Da. Cei cu ror activ au fost primit condamnări de muncă silnică pe viață sau au fost executați. 3 oameni au fost executați și mulți alții au făcut ani grei de închisoare. Dar cum a căzut ce a dus la deconspirarea întregii acțiuni, o să vă povestesc la punctul următor. Suntem în fața Bisericii Ruse, iar în spate avem un bloc. Da, am plecat din Băneasa, nu mai e gărăgie și nu mai miroase mici. Suntem la aproape de piața Universității, în dreptul Bisericii Ruse, un loc cu foarte multă istorie. Un pic mai în spate e blocul unde a stat Nicu Steinhardt. Ceva mai în față, vis-a-vis de Universitate, e Palatul Băncii Generala, Societatea de Asigurări, de fapt, de unde a ținut tovarășul Nicolae Ceaușescu primul său discurs public, la sfârșitul lui august 44, când a intrat Armata Roșie. Și suntem în fața locului unde era blocul Colorado, unde a murit Toma Caragiu în 1977. Noi o să vorbim despre același bloc Colorado, pentru că este locul în care, sau unul dintre locurile din București care au de-a face cu fratele cel mare, adică cu Mihail Țanțu. Da. Acum, casa în care a locuit familia Țanțu nu mai există, era pe Calea Văcărești, chiar lângă biserica de vis-a-vis de piață, am uitat ce biserică e, dar exact acolo era, dar s-a demorat odată cu sistematizarea. Așa că dacă ar fi să regăm viața lui Țanțu de București, ar fi fost două locuri. Ar fi fost cel pe care l-am ales acum și clădirea Comitetului Central. Acolo este o seducătoare poveste. Și aici este una despre evadări și aici e una despre dragoste. Așa că am ales-o pe asta despre dragoste. Cine era respectiv? Pentru că am văzut cum s-a dezvoltat o filieră de spionaj, o rețea de informativă și cum a fost ea anihilată. Asta după apariția a două personaje misterioase, doctorul și fratele cel mare. Fratele cel mare era Mihail Țanțu, o figură legendară a parașutismului militar român. El era fiul unui semnatar al Unirii Basarabiei cu România. Tatăl său, Vasile Țanțu, a fost literalmente a dat șpagă atunci ca să cumpere bandele bolșevice, să nu facă revoluție și în Basarabia. După aia a sprijinit acțiunea autorităților române de intrare în Basarabia și el a fost unul dintre cei care au votat Unirea. Mihail Țanțu a crescut în umbra și în sub prestigiul tatălui său, care a murit
foarte devreme, în 1937, din cauza unei operații nereușite. Și Mihai Rățanțu a urmat o carieră militară. Era o fire foarte așa, rebelă, inteligent, dar nu deloc cazon. Iar în 1941, când s-a înființat prima unitate de parașutiști, el a vrut să fie unul dintre primii parașutiști militari români. Odată pentru că îi venea ca o mânușă stilul ăsta temerar, cutezător, periculos de luptă, și pentru că era un excelent militar, dar și pentru că în cazul unei acțiuni, asta spune el mai târziu într-o declarație, că era clar la începutul 41 că România nu se va resemna cu pierderea Basarabiei și că la un moment dat va veni momentul de a se recupera teritoriul din Est. Iar în cazul unei acțiuni militare, teoretic, parașutiștii ar fi fost primii care ar fi ajuns acolo și spunea că vrea să fie printre primii care pune piciorul pe pământul acela. Nu s-a întâmplat asta, parașutiștii săi n-au fost implicați în declanșarea acțiunii militare din 1941. El a rămas la parașutiști de-a lungul războiului, a avut niște conflicte cu unii superiori, a fost retras, a fost readus la parașutiști în timp util, cât să găsească evenimentele de la 23 august undeva în sudul capitalei, la comanda unei unități de parașutiști. Una dintre puținele unități militare capabilă să răspundă armat în cazul unui atac. Așa că el și cu elevii săi au fost trimiși în nordul Bucureștiului, la Băneasa, aproape de locul unde am firmat mai devreme, și ei au fost cei care au apărat efectiv Bucureștiul de atacuri germani venit dinspre Ploiești. Au fost acolo niște scene așa, de viață și moarte. La un moment dat se ruptau, stăteau ascunși după copaci și trăgeau după nemți. Țanțul reușește să rămâne pe un soldat german, în momentul în care un altul vine și exact când pune pistolul și să tragă, e împușcat de unul dintre subalternii lui Țanțu, scapă la limită. Cam filme. Exact ca în filme și mai rău ca în filme. Țanțu era un ofițer. Nu făcea politică, dar era ferm anticomunist. Familia lui fusese deportată de sovietici în 40 după pierderea Basarabiei. Așa că atunci când i s-a propus în ianuarie 1945 de niște căpetenii regionale să scoată pe unul dintre lideri, să-i scoată din țară ca să ajute la rezistență, el i-a ajutat. Numai că inițiativa lor a fost deconspirată și dându-și seama că se va afla că el a fost implicat, a intrat în clandestinitate și a trăit în secret timp de un an și jumătate. Timp în care el a avut un singur scop: să rupte împotriva comuniștilor. Cu regionarii s-a terminat, că nu s-au ținut de cuvânt și l-au băgat și în berere, s-a dus la țărăniști, s-a întâlnit cu Irie Razăr într-un broc pe Calea Griviței, nu prea aveau nevoie de cineva care să facă lucruri concrete atunci, după aia s-a alăturat Mișcării Naționale de Rezistență a generalului Ardea, dar și acolo lucrurile au tot trenat, țineau în expectativă perși pe grupul de parașutiști, erau vreo 3 care l-au urmat așa, ca pe un frate mai mare. Mult timp l-au petrecut fiind mecanici auto și mâncând o dată pe zi, așteptând ca la un moment dat să vină ordine și să treacă la acțiune. Nu s-a întâmplat acest lucru, a trebuit până la urmă să plece din București, s-a refugiat undeva printr-un sat de prin Buzău, acolo a fost arestat în mai 46 și inclus în marele rot al Mișcării Naționale de Rezistență și condamnat la 20 de ani de închisoare. Asta în noiembrie 46, fix înainte de alegeri. 20 de ani în închisoare era mult, clar că foarte da, mult. Trebuie să găsească o soluție de a ieși. Așa că a început să pară că trece de partea comuniștilor. În același timp există însă niște indicii destul de rezonabile că încerca testa posibilitatea să evadeze de la Jirava. Și la un moment dat a încercat și se pare că a și reușit să evadeze, numai că unii din grupul său nu reușeau să mai tărască, așa că s-a târât înapoi și a revenit în închisoare. E ceva. Dar trebuia să iasă din închisoare, prin orice mod. Așa că a părut că trece de partea comuniștilor, ba chiar a propus să lucreze în folosul regimului, să fie un agent al regimului și să fie trimis în Occident, să se infiltreze în exilul anticomunist de dincolo de Cortina de Fier. Abia spunea într-acolo încât el i-a învățat pe atunci încă nu exista securitate, era încă siguranță, i-a învățat cum să procedeze. El a făcut planul, scris de Crion. A mers până în așa de tare sus: după ce eu voi ieși din închisoare, o să trec pe acasă, să mă vadă soția ca să am martori că am evadat. Voi veniți după de dimineață, o arestați, o țineți 72 de ore, vedeți, nu o bateți, după aia îi dați drumul, continuați să o supravegheați că... Și cum a evadat? Păi era în 1948, i-a dus haine ponosite de deținut la
Ministerul de Interne, la Comitetul Central, lăsat într-o cameră pentru formalitățile de intrare, numai că fix tot pe același coridor erau niște muncitori care lucrau la reparația. Și s-a schimbat de haine. La un moment dat, da, hainele oricum se mânau. A luat și el, profitând un moment de neatenție al gardianului, a luat și el o radă, a mers cu ei, a lăsat radă și apoi a ieșit frumos pe ușă și a evadat din clădirea Ministerului de Interne, din inima Bucureștiului, din centrul României comuniste. Fals. Nu? Totul e o minciună. Asta era legenda pe care el trebuia să o spună când ajunge în Occident. Ah, bun. Asta era planul pe care l-a gândit. Pare și un pic tras de păr până la urmă. Adică chiar... El chiar era o figură legendară și era lumea îl credea capabil deci de așa ceva. Deci putea fi credibil, da. Era țanțul, era o legendă a armatei române deja. Mai și era parașutiști, îl urmau ca pe Dumnezeu pe pământ acolo. Prințar a încercat să treacă el clandestin granița din România în Ungaria, tocmai ca să-și construiască o legendă credibilă pe care serviciile secrete din Occident să o poată verifica. Odată s-a ascuns în niște butoaie și era să fie descoperit, alte ori a mers cu trenul, a încercat să treacă granița, dar a fost control și a sărit pe acoperișul trenului și a mers așa pe vagoane ca să scape de patrula care efectua controlul. Până la urmă n-a reușit să treacă granița, au trecut ei, autoritățile comuniste, până la Budapesta și de la Budapesta el trebuia să-și curească singur drum. A găsit el o firieră prin niște tineri, erau pe atunci 47, 48, 49, erau tot felul de asociații de-astea evreiești care facilitau plecarea evreilor câți mai rămăseseră în centrul și estul Europei către Palestina, către noul stat Israel. S-a dat și el evreu, măcară un control prin Ungaria, trebuia fie să arate că e circumcis, ceea ce nu era, fie să citească un text în idiș, ceea ce nu știa. Așa că a pornit o bătaie ca să creeze o confuzie, până la urmă este arestat, ajunge în închisori prin Ungaria, acolo are grijă să își dă seama care e informatorul din cameră și se tot raudă că el e Teodor Maziru și că este român și așa mai departe. Are grijă ca informația să ajungă la administrație. Administrația, aflând că e un român, contactează securitatea și securitatea că vede că e Teodor Maziru, își dă seama cine e de fapt, trage niște sfori și îl scoate din închisoare. Dar tot trebuia să găsească el o variantă de a ajunge în vest. Găsește o prostituată, prin intermediul ei reușește să treacă Dunărea Not, în sfârșit ajunge la Viena. Și spune ofițerul care face sinteza, a procedat foarte bine pentru că vreo câțiva pumni încasați nu strică deloc unei legende, ba chiar o ajută. Ajunge el la Viena, acolo este abordat de toate serviciile secrete, și de americani, și de francezi, și de români. Tipul de la șeful celulei informative de la Viena, când aude că a venit țanțul, se duce și spune: bătrâne, te-a trimis cerul, curvă săraia, politica a distrus neamul românesc. Că asta era adevărul. Elementele, liderii politici din lumea liberă reușiseră doar să se certe între ei și să nu reușiseră să construiască un organism reprezentativ viabil împotriva regimului comunist de la București. Așa că militarii erau cei care luaseră sarcina asta de a face un serviciu informativ al exilului și ei lucrau cu francezii împotriva comuniștilor de la București. Dar Țanțu era ofițer, agent secret al securității. El refuză, așteaptă să-i se propună ceva cât mai bun și la un moment dat îl cunoaște pe Opran, care el îi propune să lucreze în serviciul ăsta secret al militarilor români din exil. În același timp informează Bucureștiul și la un moment dat, în 49, ia cina cu Opran, doar ei doi, și spune la Opran, auzi... Fără microfoane? Fără microfoane. Doar ei doi. Ok. Și spune, Mișule, cum ar fi dacă ai pune mâna pe un agent al Bucureștiului? Și Opran zice, ar fi o pradă bună. Și începe să-i povestească. Opran mănâncă și la final zice atâta. Ai dracu de comuniști. Și din momentul ăla a înțeles și a acceptat. Țanțu iarăși trecuse de partea exilului, de partea forțelor anticomuniste și acum era practic un agent dublu. Teoretic încă își onora angajamentul față de securitate, dar de fapt lucra pentru serviciul ăsta. El era cel care trebuia să pregătească agenții să-i trimită în țară. Pregătește ce pregătește până când serviciile separe americane îi șutesc toți agenții. Le oferau condiții mai bune decât francezii, care erau cam scărțari și dădeau foarte puțin bani românilor. Ce să facă, ce să facă, un lider bun trebuie să fie primul care să conducă, așa că decide să plece ieri în acțiune în țară, în 49, în toamnă. Pleacă cu o cărăuză maghiară,
ce trec ei în zona sovietică de ocupație a Austriei, îl vede pe Căruză că vorbește cu un gardian sovietic, așa că se întoarce repede la Viena. Românii se bucură că s-a întors băiatul lor, francezii îl cataloguează de fricos, s-a păier și nu i-a fost frică să mai meargă, și în decembrie are loc un atentat. Sunt prinși atentatorii și unul dintre ei, ești cine? Căruză maghiară. Sansu avusese dreptate, avusese nasul bun, îl mirosise. Așa că el continuă, își continuă pregătirea și până la urmă trebuie să plece în țară, spre țară în primăvara lui 1950, ca să organizeze aici o rețea informativă, să preia agenții deja recrutați de Ria Popescu și de Power Avenger și să, practic, el să fie cel care coordonează o vreme crearea acestei structuri informative. Țanțu însă nu prea poate să treacă singur până peste tot, mai ales că nici nu vorbea maghiară. Așa că cei de la Viena îl recrutează pe doctor. Bun. Doctorul este Gheorghe Saramet, sau Saramet, depinde de cum e scris. Doctorul care a sunat după covor. Exact. Gheorghe Saramet, sau Saramet, hai să-i spunem Saramet că e mai simplu, era născut în 1924 la Piatra Neamț, a avut o copilărie destul de grea, era un băiat isteț, cu rezultate mediocre la școală, genul era de șmecheraș, căruia îi mergea mintea și era mereu pus pe, hai să zicem, în vârteri. În 46 și el începe să avea 22 de ani, începe să se implice în tot felul de acțiuni de-astea clandestine, să scoată oameni din țară, ajunge prin Italia cu oameni pe care îi scotea să-i ducă acolo. La un moment dat își dă seama, face tot felul de mișmașuri de-astea de contrabandă, își dă seama că e mai profitabil să scoată români din România și să-i ducă până dincolo de Cortina de Fier. Se întoarce în 48, e prins la un moment dat de unguri, e eliberat, ajunge pe oameni în țară, scoate niște oameni, îi duce, se întoarce, e arestat în 48, adus la București și este anchetat la prefectura de poliție. De un tânăr chestor de poliție care nu era comunist, era din vechea gardă și care voia să fugă din țară. Tocmai îl ancheta pe unul care știa cum se face. El era foarte potrivit exact pentru asta. Așa că ăsta i-a închis ancheta, l-a eliberat și ăsta l-a scos din țară și l-a dus până dincolo. Cariera asta de Căruză nu se oprește cu una, cu două. Iarăși Saramet se întoarce în țară, iarăși e prins, de data asta nu mai are nicio scăpare. Și autoritățile îi pun pe masă o ofertă. Devii agentul nostru și te eliberăm sau face închisoare. De ce era fraier să facă închisoare? El nu avea nicio opțiune politică, era propriul interes. A devenit agent al, hai să spunem, al securității de acum. Și este trimis în Occident să se infiltreze orice găsește. Ajunge la Viena și acolo este descoperit de cei din serviciul de informații și utilizat drept Căruză. El este cel care îl aduce pe Țanțu în primăvara lui 50 în țară. Trec ei prin tot felul de peripeții, ajung la Oradea, primul tren spre dimineață. La un moment dat, fiecare se scuză față de celălalt ca să dea cât un telefon. Saramet deja anunță securitatea. Hei, am venit în țară, sunt cu unul care sigur vă interesează. Țanțu mai amână ceva vreme, dar și el o să anunțe securitatea că a intrat în țară și e cu unul care e interesant, care e Căruză. Da. Amândoi lucrau, știau, unul despre altul că lucrează pentru Vest, dar fără să știe unul despre celălalt, fiecare lucra și pentru București. Și ei au dat informațiile în același loc, practic? Nu, erau ofițeri diferiți, care nu știau unul de celălalt. Ok. În cele din urmă vor pune piesele puzzle-ului, le vor lipi. Ce se întâmplă? Țanțu povestește că au plecat ei de la Oradea cu trenul și în tren au găsit două tipe, n-aveau unde să stea și au zis că na, fetele au oferit găzduire pentru 5.000 de lei plus ce mai pică, if you know what I mean, și așa au fars. Au ajuns la București, iar s-au despărțit pentru o noapte. Saramet s-a dus direct și a sunat ofițerul de regătură și prima noapte a dat informații despre ce a făcut la Viena, cu ce s-a întâlnit și așa mai departe. Țanțu s-a dus acasă la soția lui acolo pe calea Văcărești, s-a întâlnit cu Adina Țanțu, ce pe care o vedeți aici. Șoc! Iar știa doar că el evadase în 48, că na, trecuse conform planului pe aia pe acasă. Și asta era după vreo 3 ani? Asta era după 2 ani și ceva, deci în sfârșit de mai 50.
Dar se sperie, zice, ce-ai făcut, ai venit să ne nenorocești de nou? Asta îi spune chiar mama lui, care locuia cu Nora. Așa că el trebuie să plece și primește găzduire la niște fete pe care recunoștea Sara Mer, la Piața Victoriei. De acolo trebuia să stea în clandestinitate și să înceapă să organizeze contactarea lui Popescu, a Paulei Wenzel, să vadă ce informații sunt, să vadă ce spion sunt, să creeze și el o altă rețea, să contacteze, să pregătească scoaterea din țară, strângerea de documente, contactarea rezistenței din munți. Totul se năruie într-o seară, în care, repet, vorbim despre unul dintre cei mai bine pregătiți parașutiști militari români. Care a făcut atâtea între timp. Exact. Suntem la sfârșit de mai 1950, deci începutul misiunii sale ultra secrete în România. Este acasă la cele două fete de pe strada Dr. Felix, aproape de Piața Victoriei, împreună cu Sara Met. Cât se îmbată, ba mai mult, una dintre fete are și venise parcă un văr al ei în vizită, care era inspector la Banca Națională, dacă nu mă știu. Și țanțul se îmbată și ce începe să facă? Să zică... Scoate tancul de dolar și începe să arunce cu dolar, spune că eu sunt spion. Nu glumesc. Băutura face ravagii. Vă dați seama că asta a pus... Când și-a dat seama ce a făcut, n-a trebuit să-l mituiască păra, era clar că trebuie să-și schimbe locuința. Totul s-a dat peste cap. A reușit el să-și găsească tot felul de locuințe provizorii, una mai periculoasă decât alta. Cel din urmă, pe 5 iulie, a mers și la Ria Popescu acasă și a reușit să ia contact cu rețeaua informativă creată de Opran de la Paris în lunile precedente. Numai că securitatea urmărea totul prin Sara Met. Securitatea și-a dat seama că țanțul trădează, că stanțul nu este roiar, l-a lăsat câteva zile cât să se apuce să se plimbe pe la toți oamenii cu care vrea să ia legătura, ca să știe exact toate dedesubturile activității. Cu cine, da? Și pe 7 iulie, țanțul era, vă spuneam că își schimba locuința destul de des, era la locuința pe care Sara Met o primise de la securitate într-un apartament pe la sala aparatului, intră peste el, îl arestează. Numai că în următoarele săptămâni securitatea încă nu era sigură dacă țanțul chiar a trădat sau nu, sau făcea joc dublu, sau... Așa că a trebuit să păstreze o bună vreme conspirativitatea întregii acțiuni. Țanțul trebuia în continuare să trimită cărți poștare la Paris cu un mesaj codat în care cei de la Paris se înțeleagă că e în libertate, că face, că drege, că stă liniștit, că își asumă riscuri, depinde de situație. În același timp trebuia păstrat secretul și față de Sara Met, care nu se știa ce legături are, încă securitatea nu avea încredere de plină în el. Așa că a fost un joc așa de șoarecere și pisica de păstrare a aparențelor. Iar una dintre aceste aparențe erau conștienți că cei din exil ar putea să sondeze ce se întâmplă cu țanțul și prin soția lui. Așa că pentru a păstra aparențele, au organizat inclusiv o întâlnire clandestină între cei doi soți. Asta s-a întâmplat pe 28 iulie, în blocul ăsta de aici. Cu o zi înainte, ea a primit o scrisoare pe sub ușă, vino mâine, la blocul Colorado, etajul 7. A venit, s-a întâlnit cu țanțul, acolo era o garsonieră pe care el o știa de la o bătrână. De fapt, ofițer de securitate, servitoarea era ofițer de securitate. Țanțul nu respectă protocolul și cere tuturor să plece ca să petreacă și el... Timp în intimitate cu soția, da? Și dă radio-ul tare, da? Tocmai ca știind că este ascultat. Și petrec o ultimă noapte împreună, în care vorbesc despre viața lor, despre relația lor, despre căsătoria lor, care, așa, despre ceea ce s-a întâmplat cu unul cu altul. Iar, relația lor oricum scârția din multe încheieturi. Iar oricum avea o altă iubită, în Panterimon. Ea însă iubea teribil. Orele petrecute la sfârșit de iulie aici, iulie 50, în garsoniera aia din blocul Colorado, din dramatism, se roagă cu cerul și cu pământul de el. Îi spune că lasă totul, hai să fugim, hai să ne trăim viața, hai să fim fericiți în cele din urmă. El, știind care este adevărul și ce trebuie să-i ascundă, o tot refuza. De un moment dat, ea chiar îi spune, dar dacă intră peste noi acum, că tu ești căutat de ei, dacă intră securitatea peste noi. El o liniștește, scoțând două firore de o travă și spun, dacă intră, înghițim amândoi și murim. Da. Vine dimineața, ea în continuare
sufletul stors de suferință și de lacrimi, îl roagă în continuare, hai să fugim, hai să scăpăm de nebunia asta, de ani ăștia, de separare și de suferință și de incertitudini. El în continuare spune că nu. Așa că, până la urmă... Dar avea cum să facă asta? Nu. Deci nu era doar dorința lui, era chiar nu se putea. Chiar nu se putea. Ok. Așa că el îi cere ei să plece, ea până la urmă în lacrimi și pleacă în clădire, trece strada și se oprește exact aici. Se lipește de gardul bisericii și se uită să vadă pe unde iese el ca să-l urmărească, să vadă ce face soțul ei. Așa că el cere ajutorul securității, care îl scoate pentru o ușă secundară în spate. Și... el în timpul ăsta era scos doar pentru aceste întâlniri care trebuiau să mențină legenda. În realitate, cel mai mult timp îl petrecea în celulele de la Malmaison, pe care prefne. Avem un material și despre Malmaison, uitați-vă în descriere. Acolo orice era posibil, că va fi condamnat, că va fi executat, a fost amenințat inclusiv cu exterminarea întregii familii. Apoi s-a spus că dacă ne-a dus servicii excepționale, totul va fi iertat. S-au jucat cu mintea lui și el avea un coleg de celulă care era de fapt informator și dădea niște note foarte detaliate despre ce făcea Țanțu în celulă. Prângea, fuma în continuu, vorbea singur, scria, își băga mâinile în păr, prângea din nou, scria, completa fișe după fișe după fișe. Spre finalul lui August, securitatea a pus piciorul în prag, când și-a dat seama că, de fapt, Țanțu, și din închisoare, îi păcărește. Pentru că el trebuia în continuare să păstreze conspirativitatea și să scrie la Paris, la intervale regulate, cărți poștare. Numai că, înainte să plece misiune, orice spion are și un protocol în cazul în care este capturat. Spre exemplu, ei trebuiau să scrie data, să pună data pe cartea poștară. Dacă punea mai întâi ziua, înseamnă că era în libertate. Dau un exemplu. Dacă punea mai întâi anul, înseamnă că era scris fiind în mâinile dușmanului. Da. Iar el a avut grijă să semnaleze acest lucru. De o mărturie că în sfârșitul verii lui 50, Opran intră în camera secretarii sare de la Paris și noroc că ea era bornavă, avea 40 temperatura, stăteam la pat, imobilizată, săraca, ăsta era plin de spume, el care era un tip foarte cald, curat, foarte rece, deloc coleric. Atunci a mutat munții din roc, urla că ce a făcut nenorocitul ăsta de ofițer, referindu-se la Țanțu, și atunci era clar că el căzuse. Țanțu, în schimb, a avut grijă să anunțe la Paris că a căzut, că a fost arestat, și mai ales a tras de timp cât să permită unui personaj enigmatic să părăsească din țară. Este vorba de o femeie de la ambasada Franței, care ea fusese cea care adusese primele pachete Paului și Riei Popescu. Cine e acea femeie, Alice Rusioi, pe numere, iată știm despre ea, nu am aflat mai multe, pentru că nici securitatea n-a reușit să afle mai multe. Deci a plecat și a dispărut orice urmă. Dar Țanțu a reușit să câștige timp pentru ca această femeie să poată ieși din țară. Apoi a fost arestat, din momentul ăla s-a încheiat toată operațiunea, i s-a reactivat toată pedeapsa, Țanțu a stat în închisoare până în 1964, când a fost eliberat toată cu ultimii deținuți politici. A rămas, și-a dus ultimii ani din viață aici în București, a murit în 79 sau 80 și e mormântat în cimitirul de la Piața Sudului, într-un mormânt care astăzi nu se mai cunoaște, nu se mai știe unde este, undeva pe acolo. Okay. Unul dintre, la mormântarea lui a fost probabil ultimul eveniment la care s-au strâns mulți foști parașutiști români din al doilea război mondial. Ceea ce, pentru mulți, pe aia a fost destul de neplăcut că au fost racasați de securitate. Dar murise Țanțu. S-au strâns acolo sute de foști ofițeri ai armatei române, dincolo de toate spaimele. Merită spus ce s-a întâmplat cu Gigi Saramet. Gigi Saramet... Domnul cu covorul, da? Cu covorul, da. Așa. Doctorul, așa s-a recomandat. Da. Gigi Saramet a fost felicitat de ofițeri pentru cum s-a descurcat cu acțiunea asta din 1950 și cum i-a servit pe tavă securității pe toți, de la Țanțu până la ultimii colaboratori ai celor două femei. Drept mulțumire, a primit o casă în spatele Palatului Victoria, pe strada Belgrad. Și a primit o felul de misiuni să se ducă tot felul de secretare de pe ambasada americană, de pe ambasada Marii Britanii și să le tragă de limbă, să obțină informații de la ele. Era practic un party boy, lover boy în Bucureștiul gri al anilor 50. Asta cu voie de la securitate. Da. Numai că
A început să nu-i mai convină, voia mai mult. Dacă vrea să fie un reber, măcar să fie reber într-o țară din Occident. Așa că în 1951 a zis că e el mai inteligent decât securitatea. I s-a urcat la cap. E cam așa ceva. Și-a luat un client pe un inginer care și-ar vrea să fugă din țară. Pe concubina lui, care săraca ar urma orbește, și a încercat să fugă din țară cu niște bărci pe la Mamaia. Da, securitatea a fost tot timpul cu ochii pe el, i-au luat ca din oară. Și de asta, asta e poza lui de la arestare. Interesant e că și aici lucrurile sunt un pic shaky. Prin 55-56 securitatea se gândește mai bine și îl eliberează și îl reactivează ca spion. Ok. Îl trimite din nou în Occident, unde el nu se deconspiră, îl regăsește pe Opran, reînființează un serviciu secret și până... Dar nu secret față de securitate? Adică erați... Ba da, se pare că da. Ah, ok, deci un alt acolo, serviciu. A lăsat totul bartă. Bun. Pentru că, în același timp, după ce a ajuns în Occident și se pare că a lăsat totul bartă, familia frații lui din țară au fost dați afară, din armată. Din... Am cunoscut-o pe nepoata lui, nepoata de frate. Și din poveștile de familie și din semnele de întrebare din dosare, se cam întrepătrund firele și fac sens. El ajunge la 58, 59, 60, rătăcește până în Occident, încearcă tot felul de acțiuni, dar nu mai revine în țară. Apoi pleacă în America Latină, prin 61 era pe undeva prin Venezuela, Paraguay. Și apoi, și asta știu din poveștile de familie, prin anii 80 devine unul dintre cei mai bogați oameni din America Latină. Wow, dar cum a reușit? Bună întrebare. Bună întrebare. Foarte multă inteligență. Da. Frer? Bine, el Polar. Și România a câștigat bine. Da, a știut să se descurce. Da. Ajunge deținut politic în Paraguay, în cauza regimului autoritar de la acel moment. E eliberat, își reface averea și în 1990 sau 91 se duce pentru o călătorie de afaceri la Bruxelles. Când se cazează la hotel, își pune pașaportul pe masă, pașaportul paraguayan, dacă nu mă înșel, mă că recepționer. Era un român, stabilit în Belgia prin anii 80, care era din familia lui extinsă. Când a văzut Saramet, îi spune, dumneavoastră, eu română, sunteți Gheorghe Saramet din București? În care bătrânul începe să plângă, spune că da, sună repede la București, la familia lui, ei vorbesc pe telefon, este singura conversație telefonică, el deja abia mai vorbea română, conversația în mare parte e purtată în franceză. El trimite niște poze cu el și cu o carte de vizită. Deja era născut în 24 și avea undeva spre 70 de ani, părea mult mai bătrân, foarte elegant însă, foarte bine îmbrăcat, promite ajutor familiei din țară și apoi dispare de nou. Adresa lui de atunci era într-un cartier foarte select al unui oraș din America Latină, iarăși îmi scapă exact orașul. Țin minte că am căutat și era pe Maru, oceanul, era ceva absolut impresionant. Așa cum a apărut misterios, la fel de misterios a și dispărut. Povești foarte, destine foarte diferit. Interesante. Ai crede că tot ceea ce vorbim așa, un film. Povestim un film, dar este pur și simplu realitatea și cred că niște povești pe care mulți bănui, oameni nu? Ar vrea să fie în rolul acestor oameni. Că și cei care au fost în roluri ar fi vrut să fie în oricare alte roluri, exact. Dar nu în astea. Da, astea ale noastre, probabil, da. Astea liniștite. O să continuăm povestea asta a spionilor cu o răpire. Ok. O răpire din Occident. Să mergem la răpire. Promisesem să povestim și despre o răpire. Da. Asta se întâmplă în lumea asta întunecată a agenților secreți, în așa numitul război secret. Și răpirea despre care o să vă povestesc era fix din cercul de încredere a lui Mihail Opran. Cea care a căzut victima a fost Constanța Magoș, care a locuit fix în brocul din spatele meu. Ca o paranteză, în brocul de rând a locuit Vișinescu în ultima parte a vieții. Comandantul penitenciarului de la Râmnicu Sărat, cel mult mai cunoscut drept torționar. O definiție cu care eu am niște rezerve, n-aș folosi-o. În sensul în care definiția torționarului este un pic mai diferită față de cea pe care o știm. Da, el personal nu a bătut, el este cel care a patronat regimul de exterminare de la Râmnicu Sărat, dar
Da, biografia lui e una cu foarte multe nuanțe și trebuie contextualizată, adică e torționar, e o sentință care nu cred că e căderea noastră să o punem. Dar trecând de la Vișinescu înapoi la Constanța Margoș, Tanța Margoș, cum era cunoscută de prieteni. E, Tanța Margoș are o poveste absolut fantastică. Asta e o, ea s-a născut la începutul secolului 20, în 1909 sau 1911, 1909, parcă, în Banatul Iugoslav, dar familia ei a locuit undeva în partea românească a Banatului. A făcut studii în Franța, studii universitare și după ce s-a întors în țară, l-a cunoscut pe un inginer, Dumitru Margoș, o să vă arăt imediat și poza lui. Inițial au locuit la Caransebeș. Acolo, asta a fost destinul, era și lagăr de deținuți politici comuniști în timpul războiului. Și de prin 42-43, Dumitru Margoș, soțul ei, care era inginer și responsabil de fabrică, a început să simte că s-ar putea războiul să se încheie cu victoria sovieticilor, ceea ce ar însemna că ar trebui să se bună bine și cu comuniștii din Ragăr. A început să iasă, să-i mai ducă cu mașina, să mai facă mici favoruri, unora printre care și Teohari Georgescu. Ei între timp au decis să se mute, soții Maro, să se mute la București și au cumpărat un apartament la etajul 6 în blocul ăsta din spate. Poza asta la Constanței Maro cred că este dinainte de 44, pentru că pe ea, ziua de 4 aprilie 1944, a prins-o în București. Fix în Gara de Nord. Era ziua în care aviația americană a atacat pentru prima dată București. A fost un bombardament devastator. Iar epicentrul acelui atac a fost Gara de Nord. Pe Constanța Margoș, raidul a prins-o acolo. Șocul a fost atât de puternic încât a orbit pe loc. Și poza asta este probabil de dinainte de bombardament. Odată cu instaurarea comunismului, ea a înțeles că ar fi bine să pleci. În 1947 obține pașaport și poate să plece în Franța pentru continuarea studiilor și tratamente medicale din cauza șocului endocrin pe care l-a avut la bombardamente. După un an, decide să, când se termină ceea ce trebuia să facă ea în Franța, decide să se întoarcă spre consternarea tuturor celorlalți exilații români. Chiar înainte să plece, participă la o slujbă la biserica românească de acolo din Grenoble și unul dintre, sau din Paris parcă era, unul dintre exilații spune: dar tu chiar nu poți să trăiești fără comuniști? Ea decide să se întoarcă, să fie împreună cu soțul ei, cu Dumitru Margoș. Trebuie să vă arăt și o poza lui. Da. Uite. El este Dumitru Margoș. Nu pare neapărat bărbatul fatar pentru care o femeie să facă, să aibă o dragoste atât de cuprinzătoare, să spunem, dar uite că a fost. Se întoarce și caută o variantă să plece împreună din România comunistă. Așa că se decide să apereze la vechea lor cunoștință, la Teohari Georgescu, care mai nou era ministru de interne. Pleacă de acasă, se duc peste drum, peste trecarea Victoriei, se duc la Ministerul de Interne, intră în audiență la Teohari Georgescu, cer pașaport pentru ea, ca să plece din nou pentru continuarea studiilor universitare, în momentul în care Teohari Georgescu se uită spre ei și spune: dar nu vrea și domnul pașaport? A fost o decizie de moment care a marcat niște vieți. Ei s-au gândit că dacă nu cumva e o capcană și testează, că dacă vrea și el, e clar că vor să care amândoi și nu se mai întorc. Și în cazul să nu mai primește nici ea. Și el a zis: nu, eu nu am nevoie. Date că și el vrea să fugă din țară. Constanța Margoș reușește să plece apoi reglar la Paris din 1949, odată cu venirea lui Oprean, devine secretara lui. Pentru că Tanța Margoș avea o caritate excepțională. Anume, era bărfitoarea exilului românesc. Ea știa tot ce se întâmplă la Paris, în toată comunitatea românească din Franța, cine cu cine, cine de ce, cine ce face. Le știa pe toate. Era, da, lumea și venea să vorbească cu ea, ea și știa să caute, să pună întrebări și era femeia care le știa pe toate. Așa că era perfectă pentru a fi secretara unui șef de structură secretă. Numai că în același timp, în timp ce îl ajuta pe Oprean și locuia și colabora și la un ziar al exilului românesc, la Nation Rumen, Tanța Margoș mai încerca un lucru. S-ar scoată pe soțul ei din țară. Întreba în stânga și în dreapta, dar știa tot exilul românesc din Franța până în Argentina și din Statele Unite până în Australia, că Tanța Margoș de la Paris vrea să-l scoată din țară pe Dumitru Margoș de la București. Evident că dacă știa tot exilul românesc, știau și autoritățile de la București. Între timp, Tanța a încercat, a făcut tot felul de, a plătit tot felul de cărăuze care să vină. Cel mai aproape a fost un tip
care a ajuns până aici, la București, s-a întâlnit, l-a așteptat pe Dumitru Margoș, s-a întâlnit cu el și i-a spus, sunt trimis de soția ta, trebuie să te scot din țară, ne vedem la satul mare și de acolo trecem granița prin Ungaria, Austria și așa mai departe. Pleacă Dumitru Margoș și când ajunge la satul mare, se întâlnește pe stradă cu un fost colega lui, devenit magistrat fix la satul mare. Rafa face ochii mari. Ce faci, băi, Dumitru, aici, în satul mare? Tu pare că e în București. Hai să nu spui că și tu vrei să fugi, să treci granița. Ah, uite, eu cu asta mă ocup și tocmai aseară am prins, mă știu, vreo 14, 3 au fost împușcați. Băi, să nu-ți treacă și ție prin gând. Evident că întâlnirea asta providențială l-a speriat teribil pe Dumitru Margoș, care n-a mai avut curajul să treacă. Așa că, na, cărăuza de oricum era plătită pentru două persoane, a găsit pe o a treia pe care a luat-o, a trecut-o și a ajuns în siguranță în Occident. Vă spunem, dacă exilul românesc știa că ea vrea să-l scoate în țară pe el, atunci, apoi sigur și securitatea știa. Și știe, securitatea știa și de rolul ei în angrenajul ăsta de la Paris. Așa că era foarte interesant să pună mâna pe ea. Prima dată, primele planuri erau, hai să vedem cum facem să o facem să lucreze pentru noi. După aia planurile s-au tot schimbat până când au ajuns la concluzia, dar nu mai bine o aducem noi la București și o interogăm de toți banii. Așa că l-au arestat pe Dumitru Margoș și l-au forțat să-i scrie, l-au constrâns să-i scrie o scrisoare soției sare. Soția sa a fost, care trebuia dusă de un prieten al lor comun, fostul lor avocat al familiei, care avea în 1951, a fost trimis la Berlin. În Berlinul de Est era o festivitate, un festival de ăsta al tineretului. Același avocat a contactat-o pe Constanța Margoș, i-a spus, haide să ne întâlnim la Berlin, că uite, vin în țară și ți-aduc niște bijuterii de ale familiei, să mai poți să mai vinzi, că... Na. Ei îi plăcea luxul, fusese obișnuită cu el, iar în exil nu prea se bucura de el, pe cât ar fi vrut. Și cei doi se întâlnesc la Berlin. De fapt, nu se întâlnește cu avocatul. Avocatul, de fapt, îi spune că, uite, e cineva în delegație care are o scrisoare de la soțul tău pentru tine, dar vrea să ți-o dea personal. Așa că, fără să-și dea seama, o trece din Berlinul de vest în Berlinul de est, adică din cer occidental în cer aflat sub control sovietic, ajunge într-un restaurant unde e introdus într-o cameră unde o așteptau doi ofițeri de securitate care timp de îi pun în față acea scrisoare de la soțul ei, care spune că, uite, că eu am o poziție bună la București, că lucrez într-un minister și domnul ministru mă înțelege și, uite, că ne acordă tot sprijinul și tanța. Dacă vrei să mai fim împreună, vino acum în țară, altfel relația, căsătoria noastră se va desface și ne vom trăi viețile separate și nu vom mai fi împreună și așa mai departe. E o oră jumate de presiuni continue la adresa ei. Cedează, acceptă să se repatrieze, dă totuși un telefon la gazdele ei din Berlin ca să semnaleze că, de fapt, e cam luată cu japca. Dar până să facă cei de la Paris sau din serviciile secrete americane care operau în Berlinul de vest să facă ceva, este deja luată, dusă la ambasada, la delegația română din Berlin și apoi urcată în tren și se întoarce spre București. Bineînțeles, francată de ofițeri de securitate. Și ei se uitau rea și se mirau cum nu părea deloc îngrijorată. Și singura întrebare pe care a pus-o de-a lungul drumului a fost dacă în România se găsesc diferite rujuri și farduri. Asta era problema ei. Da. Ea spune totuși că la un moment dat, trenul a făcut o escară până în Cehoslovacia, s-a gândit să fugă de sub escortă, dar s-a gândit că nu are nicio șansă și fie soarta ce o fi. Ajunge la București și timp de 2 ani este interogată extensiv de către contraspionajul de la București. Dă declarații despre absolut toții din exil, dă probe de scris, dă informații intime despre cei din exil. Și o adevărată radiografie a comunității românești de la Paris în primii ani ai comunismului. Timp de 2 ani de zile sunt aceste interogatorii care... Da, e un joc de șoarecele și pisica. Inițial, ea a fost ținută într-o casă conspirativă și după aia a dus la închisoare la Marmezon sau la Comitetul Central aici, la Ministerul de Interne și a închetat. Și ei au băgat o informatoare în cameră care urmărea toate trăirile ei. Și era foarte
când trecea dintr-o extremă într-alta, când nu mai putea de dorul soțului, când înjura și brestema că din cauza lui a ajuns în starea asta. Își masa obrajii, spunea că ea, decât să iasă zbărcite din închisoare, mai bine nu mai este deloc. Era foarte fratată că, ia uite, de Crăciun, domnul anchetator preferă să stea cu mine să mă ancheteze decât să stea acasă cu familia. Când se prece la anchetă, îi spune curăție, că hai să vezi ce ropă de prânz să rebag eu acum ca să-i intimidez. Dar de unde? Tot ei... Anchetatorii deci aveau avea inițiativa. Niște probleme, așa... Nu, ei s-a legat de orice truc. Era singură împotriva securității, practic. Gândiți-vă că ea, la început, a fost arestat, a fost anchetată aproape 50 de ore în continuu. Privată de somn. Bătută nu e foarte clar dacă a fost. Când a apărut la proces după 2 ani, în 1953, arăta într-adevăr foarte rău, scuipa sânge, era foarte slăbită. Poza aceasta, care nu e foarte clar dacă e din 51 sau din 53, o arată destul de îmbătrânită. Da. Da, o femeie totuși destul de cochetă și elegantă. La un moment dat îi spune colegii de detenție că americanii au vrut să lucrez cu ei, francezii au vrut să lucrez cu ei, Oprah n-am vrut să lucrez cu ei, acum comuniștii vor să lucrez cu ei. Dar ce dracu sunt eu atât de deșteaptă? Răspunsul e cam da. Știa multe, știa deci să le spună. Știa multe. Da, știa multe și... era un tezaur viu de informație pe care contraspionajul la București l-a stors așa, fără miră. Și după ce l-a stors, după ce l-a stors, l-au dat-o de la contraspionaj direct la anchete penale. La anchete penale i-au făcut anchetă ca la carte, i-au făcut proces în 1953 și au condamnat-o la 8 ani de închisoare. A ieșit în 1959, după 8 ani de detenție. Și a primit domiciliu obligatoriu la Rubra, în Bărăgan. Numai că ea, când a ieșit, a avut șansa, conform biletului de eliberare, să treacă pe acasă. Și ea, nu mai știu de unde a ieșit, de la Miercurea Ciuc sau de la Jirava, oricum, într-o închisoare de femei. A ieșit, a venit aici, în sfârșit putea să-și revadă soțul. Oricare etajul 6, și când a deschis, a văzut că, de fapt, soțul ei se recăsătorise. Era cu Alda. Da. Dar a văzut că tot sacrificiul era în van. N-a avut altceva decât să se resemneze și a luat-o de iarăși de la zero într-o casă sărăcăcioasă, într-un sat în mijlocul Bărăganului, unde femeia asta fascinantă a reușit să devină cea mai avută dintre toți amărâții de acolo din sat. Cămara ei era plină, era tot timpul în centrul atenției, știa cum să se descurce, nu-i păsa de nimeni. De 10 mai ciocâneau șampanie acolo la deci în satul ăla. Deci și-a revenit, s-a descurcat după. Da. Dădea meditații de franceză, ciocnea pentru asta rege. Asta pentru că era foarte inteligentă. Și descurcărață. O femeie extraordinar de puternică. A primit niște lovituri din partea destinului teribile. În 64, în sfârșit, odată cu grațierea deținuților politici, și ea a putut să iasă din domiciliu obligatoriu, s-a întors în București, unde a fost o vreme, a lucrat în diferite... A fost coafeză, masează, de-astea, cooperative IGN. Și după câțiva ani a reușit să-și recontacteze niște foști colegi din Franța. Unul dintre ei a făcut o căsătorie în acte cu ea și așa a putut ea într-un final să iasă, să plece o ultima dată din România comunistă. S-a stabilit în Franța, acolo de unde n-ar fi trebuit de fapt să plece niciodată și a murit în 86 undeva la marginea Parisului. Despre Dumitru Margoș nu știu ce s-a întâmplat cu el. Ei n-au avut copii. În schimb, tanța Margoș a avut măcar o bătrânețe liniștită după o viață cât se poate de palpitantă, dar și de tristă. Ea a fost tanța Margoș. Una dintre cele mai fascinante personalități din lumea asta a exilului. Și dacă mai avem timp, poate povestim și despre parașutiști. Păi da, eu zic să vorbim, că e păcat să nu vorbim. Poveștile despre spionii de la începutul comunismului n-ar fi complete fără capitolul parașutiștilor. Ce făceau cei din exil? Scoteau oameni din țară, trimiteau agenți și stabileau rețele informative, dar și pregăteau echipe pe care să reparașuteze în țară cu sprijinul, în special, serviciilor secrete americane. Acele echipe trebuiau să ia legătura cu cei din munți și să organizeze tot felul de rețele în interiorul României. Au existat până acum, sau sunt identificate până acum, 5 echipe care au intrat în țară. Au mai fost agenți individuali, dar principala activitate este dată de 5 echipe. Prima, în 1951, este grupul Săprăcan, care a fost mai degrabă așa o
o încercare a serviciilor americane, da, un fel de probă, care s-a încheiat dezastruos. Apoi, prin intermediul serviciului condus de Opran și din 1952 de Neagu Giuvara, a fost pregătită și trimisă în țară o singură echipă. Este cea a fiilor patriei, așa se numea, a fiii patriei. Este de altfel singura echipă din care a și supraviețuit unul dintre ei, a reușit să fugă din țară, dar nu o să povestesc despre ea acum. O să vorbesc despre, să zicem, partea consistentă a acțiunii parașutiștilor, care a venit pe filieră regională. Da, erau cei mai bine pregătiți din punct de vedere al experienței, că na, aveau experiență conspirativă, de acțiuni clandestine, periculoase, violente. Erau, bineînțeles, dușmani înverșunații comunismului și erau foarte determinați. Și mai ales, majoritatea erau bărbați încă tineri față de membrii altor grupuri politice care erau, na, cel puțin era liberali și țărăniști. Media de vârstă a celor care fugiseră din țară era ceva mai mare. Și, bineînțeles, disponibilitatea regionalilor de a se implica în asemenea acțiuni aproape sinucigașe. Ce făceau aceste grupuri? Treceau mai întâi pentru un antrenament foarte, foarte consistent. S-a tot spus că erau carne de tun și că au fost sacrificați și aruncați de americani aici în Maraxorul din țară. Nu e adevărat. Serviciile secrete americane și cu sprijin francez i-au pregătit luni de zile, au făcut exerciții de codare, cifrare, descifrare, folosirea aparatului de radioemisie, de transmitere de mesaje, să scrie cu cerneară simpatică, au sărit în avion, au făcut exerciții fizice îndelungate, tragere cu armament de proveniență occidentală. Deci s-a investit în ei. Exact, da, și s-au pregătit luni, da, luni de zile, inclusiv acțiuni de orientare pe timp de noapte, în mediul urban. Au fost excelent pregătiți. Primul grup care a fost trimis în țară este echipa Jacques, formată din Ioan Gorea și Ioan Samoiră. Ioan Samoiră și Ioan Gorea, cei doi de aici. Ei au avut cea mai lungă activitate, au stat în conspirativitate până în 1953 și sunt și cei care au avut, să zicem, cea mai semnificativă acțiune. Pentru că în 1953 Ioan Gorea, cu niște oameni pe care i-a recrutat aici, au tipărit manifeste pe care le-au răspândit peste tot în București cu ocazia Festivalului Tineretului. Anul următor a fost echipa Robert, condusă de Ica Tănase și Mircea Popovici. Ica Tănase era unul dintre liderii regionali din exil și cel de aici, Mircea Popovici. Și o a treia echipă, echipa Pascal, formată din Gheorghe Gheorghiu, fără dej, așa. Gheorghe Gheorghiu, Gheorghe Cristescu și Fătu Savu, cu ultimii doi n-am poz. Tot în 1953 a fost trimisă și echipa asta condusă de Sabin Mare, fiii patriei. Deci, să zicem, 53 a fost apogeul, dar și finalul acestei acțiuni. Da, acum, zeci de ani, în exil, s-a crezut. Deci, ei toți au fost capturați în 1953. În toamna anului s-a făcut un proces, procesul parașutiștilor. A fost și relatat în presa oficială, în Scânteia, în România Liberă. Toți au fost condamnați la moarte și executați, inclusiv mulți dintre colaboratorilor. Unul dintre ei nici măcar nu avea 20 de ani când a fost împușcat. S-a tot spus că, adică cei din exil au fost convinși că a fost o trădare. Mai ales după povestea cu Kim Philby, cu un alt oficial care s-a dovedit de fapt spion sovietic și a și fugit la Moscova, au fost convinși că de fapt serviciile secrete occidentale au fost infiltrate de agenți sovietici care i-au turnat pe români, ăsta de la Moscova și de la Moscova la București. De fapt, explicația este mult mai simplă. În 1952, când echipa Robert a fost parașutată, adică Ica Tănase cu Mircea Popovici, ei au aterizat noaptea și au strâns parașutele, dar n-au avut și echipamentele, dar n-au avut timp să restrângă pe toate. De dimineață, o fetiță din satul de la Magie a ieșit cu vaca la păscut și a văzut. Ei au avut atunci de a făcut o alegere. Rămân în conspirativitate, dar pentru asta trebuie să o împuște, sau o lasă să trăiască și speră că... Nu o să zică nimeni. Exact. Ei au ales să nu fie criminali și să nu omoare pe fetița aia care s-a întâmplat să fie la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit. E, fetița a văzut, s-a întors în sat, a spus tatălui că am găsit niște chestii ciudate pe pajiște, după aia ei au venit, au găsit mitraliere, puști, au și tras un pic. E evident că după aia securitatea a fost informată, a venit și a început să caute. E, și după aia
Nu trebuia să fii geniu ca să începi să faci investigație. De ce s-au parașutat aici? Pentru că probabil aveau cunoștințe în zonă. Păi cum să aibă cunoștințe în zonă? Păi înseamnă că sunt originari din zonă. Ia să vedem. Cine din zona asta știm că a fugit în străinătate? Ăsta. Și așa au descoperit pe Mircea Popovici. Și de aici au început să-i pună sub urmărire rudere, cunoștințele și în cele din urmă ei au fost capturați pe o stradă în nordul Bucureștiului, destul de aproape de locul unde ne-am întâlnit noi. Casa aceea nu mai există, toată zona a fost sistematizată, sunt blocuri. Ei au fost capturați într-o acțiune așa, exact ca în firme. Echipa de securitate, asta s-a întâmplat în vara lui 53. Echipa de securitate s-a împărțit în două. Unii s-au îmbrăcat în muncitori care făceau niște reparații tamale în fața casei unde erau ei ascunși și alții s-au dus prin spate ca să sară pe acoperiș, convinși că, fiindcă ăștia când își vor da seama, vor încerca să fugă, fie să o pună în rezistență, fie să încerce să se sinucidă, să ia o travă, capsura cu ceanură. Și exact când au ciocănit și și-au ăștia icătănase cu Mircea Popovici și-au dat seama că sunt încorțiți, au fugit spre pod. Unul dintre ei a și mușcat capsura de ceanură, ăștia au sărit, venit direct prin acoperiș, au imobilizat și mai știu care dintre ei doi și-a apucat să se ia ceanură, i-au turnat 2 litri de rapte pe gât ca să neutralizeze efectul otrăvii și i-au capturat. După aia, în cea anchetă au trecut, e ușor de imaginat, de niște oameni cu niște și cu o înverșunare anticomunistă reală, dar și cu o pregătire la temeinic, au ajuns în câteva zile să dea declarații complete. Asta înseamnă că au trecut pe niște anchete, puțin spus, dure. A fost o echipă care, după câteva luni, au fost capturați și ceilalți din echipa JAC, a fost o echipă care n-a trecut prin acest drum. Este echipa Pascal, al treilea, cea condusă de Gheorghe Gheorghiu. Ei au fost parașutați la sfârșitul iunie, undeva pe lângă Beiu, și după câteva zile de rătăcit pe drumuri de țară, au ajuns în gară să ia trenul să-și înceapă propriu-zis misiunea. Ghinionul ghinionului, în noaptea aia, în gară, a fost un tip care l-a recunoscut pe fătul Savu. Și s-a dus, a arătat miliția, miliția i-a oprit pentru, i-a prins în gară, i-a băgat ea să vă verificăm documentele și i-au capturat. Imediat s-au prins că ăștia sunt parașutiști, că i-au prins cu toate, cu multe sarsanare asupra lor. Imediat au fost aduși aici în București, la Comitetul Central și tactica securității, și spun asta că chiar în, dacă nu mă înșel, Neagu Cosma, care e unul dintre șefii contraspionajului, noi nu avem nevoie de eroi. Nu avem nevoie să vă trecem prin proces, să vă condamnăm, să vă executăm, să vă facă aia martiri după aia. Nu, noi avem nevoie de voi ca să vă folosim împotriva foștilor voștri coordonatori. Ei, și după aia a fost așa un joc de vreo două zile, până când, în special, Gheorghe Gheorghiu, care era regional vechi din anii 30, a și fost implicat în niște crime, a fost șeful poliției regionale din Constanța în timpul guvernării, deci era, să zicem, bine înfipt în drumul ăsta, în două zile au trecut de partea comuniștilor. Și au fost aduși, timp de 2 ani de zile, i-au fost folosiți într-o acțiune de păcărire, de inducere în eroare a centralei din Occident. Și unde au fost ținuți? Fix în casa asta. Era okay. O casă care fusese moștenită de la Serviciul Special de Informații de pe vremea lui Antonescu și acum era casă conspirativă forțată de contraspionajul comunist. Ei aici au fost ținuți și trebuiau la anumite intervale predefinite să intre în contact prin radiotelegrafie cu centrala aflată dincolo de cortina de fier. Și i-au tot ținut, redădeau informații așa cu picătura, numai informații aprobate înainte de armată, de securitate, ceea ce ar putea să spună dincolo și să nu-i afecteze să nu afecteze regimul din țară. Și ca să fie totul credibil, îi lua securitatea de aici și îi ducea la punctul de unde spuneau ei că e mit, de la Sighișoara, de pe undeva de până nordul Vârcei, de pe lângă Săcere. Că dacă se făcea analiză tehnică a underor, să poată să fie identificate exact de unde ziceau ei. Nu de aici, din centrul Bucureștiului. Da. Când am descoperit prima dată povestea, o descoperisem în memoriile lui Neagu Cosma, care, spuneam, era între șefii contraspionajului comunist. Și el spunea că, vai, ce bine se înțelegeau, că inclusiv au petrecut Revelion împreună, aici au ofițerii cu cei trei parașutiști. De fapt, ce voia să spună?
că uite ce ticăroși erau și că au făcut și că au imediat i-au abandonat pe unii ca să treacă în slujba altora. După aia am găsit dosarele după multe luni. Nu toate se adevărăsc, dar multe da. Povestea, inclusiv Neagu Cosma, că atât de bună relație era între ei, că îi ducea, na, Dinamo era clubul Ministerului de Interne, deci și al Securității, și îi ducea la meciuri la Dinamo, de i-a făcut dinamoviști. Că îi ducea la plimbări și, într-adevăr, după aia am găsit, într-adevăr, până în 54, puteau, mai ales șeful, Gheorghe Gheorghiu, a mers, mergea singur pe, care, pe Maghieru. Asta era o strategie de a-i, de a-i ține lângă ei, de a-i folosi, practic. Într-adevăr. La un moment dat, li s-au terminat codurile în care trebuiau să-și cifreze și aveau nevoie de o realimentare din Occident. Și au cerut și pe niște căi pe care Securitatea nu le-a identificat, pachetul a ajuns undeva la Snagov, în pădure. Și povestește cum s-au dus ofițerii cu membrii echipei Pascal, acolo au dezgropat exact unde spuneau, de la copacul nu știu care, să mergi nu știu câți pași, sapi acolo groapă și o să găsești cutia. Și într-adevăr, așa a fost. Deci încă o altă structură de spioni care, uite, Securitatea n-a descoperit-o, cel mai probabil, dar care a lucrat. Bănuiara mea era că toate pachetele astea au fost introduse prin intermediul ambasadelor occidentale. Inclusiv la Sinaia a fost undeva pe lângă strada Furnica, undeva la poarele muntelui, a fost ascuns o stație de radioemisie, care cel mai probabil a fost dus acolo, deci probabil de vreun angajat ar fi al ambasadei Statelor Unite, ambasadei Marii Britanii, al Franței, nu e clar cine, dar cel mai probabil pe o fire diplomatică a venit. La un moment dat a fost aici în casă un moment în care Gheorghe Cristescu, dacă mă știu, se duce la baie și înaintea lui fusese un trepasnic, care, na, cât o fi stat la baie, ce-o fi făcut și-a uitat pistolul acolo. Opa, ce să facă? La pistol și s-a dus la gardianul și a spus, v-ați uitat pistolul. Până într-acolo a mers această simbioză, deci, dubioasă între captivi. Această libertate, da, care era, până la urmă, singura, era acceptată. Singura alternativă la execuție în fața Plutonului. Exact. Iar ei, 2 ani de zile, chiar au indus în eroare centrala din Occident, care trimiteau mesaje limitate ca informații, tot felul se ca scuzau. Ca și cum ei ar fi în libertate. Da, și că au recrutat și că au strâns informații, dar nu le pot transmite încă. După 90 există și cartea de memorie a unuia dintre liderii regionali care se ocupau de coordonarea activității astea informative și el spune că nu, dar noi am știut de la bun început că ăștia sunt capturați și că îi mid în captivitate și am dat doar ca să-i salvăm, am mers și noi pe... Am făcut jocul ăsta, ne-am prefăcut că poate nu știm. Poate fi adevărat sau poate nu. Inițial eu îl credeam, cu cât am cercetat mai mult, cu atât tind să cred că de fapt chiar au fost duși de NASA aproape 2 ani de zile. Se simte frustrarea de partea cealaltă, dar nu ne dați o dată informații, dar cum de voi rezista și toți ceilalți au fost prinși. În 55 Securitatea zice, ok, gata, tragem linie. Hai linii, să le zicem. Da? Fac Dita mai articolul în Scânteia, iată cum, oficina de spionaj imperialist-americană cu elemente fasciste care așa au făcut și au drept, dar noi i-am prins și am păcărit și îi tragem la răspundere și bra, 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 bra. Gheorghe Gheorghiu după aia a fost eliberat din semicaptivitate, s-a stabilit la Brașov, s-a angajat, a avut o viață liniștită, a fost informator al Securității, s-a întâlnit în anii 70 chiar cu unii dintre foștii săi colaboratori germani din exil care veneau ca turiști în România. Ce s-a întâmplat cu ceilalți, nu știu, nu am găsit clar în dosare, doar al treilea, fătul Savu, se pare că a fost încarcerat și ar fi murit în detenție, ceea ce pare sigur este că toți au rămas totuși fan Dinamo, ceea ce e un păcat în sine. Ca orice sterist, lor. Ca orice sterist, nu pot să... Da, da. Microbul, să nu subliniez acest neajuns. Casa în care ei au stat din 53 până în 55 a fost apoi, a avut alte destinații. Una dintre ele se și vede pe fațadă, a fost locuința Mițurei Arghezi, fiica lui Tudor Arghezi, unde... Ea l-a îngrijit pe poet în ultima parte a vieții și Tudor Arghezi chiar a murit în această casă. Și la etajul superior a locuit o vreme Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al familiei Ceaușescu. Și na, poate cu sterismul lui s-a mai curățat în amintirea dinamovistă a locului. Ce s-a întâmplat cu ceilalți parașutiști? Majoritatea au fost capturați. Au fost, v-am spus, trecuți printr-un proces și executați. Unul singur a scăpat, este unul din echipa pregătită de Neagu Giuvara,
Pentru că atunci când pe unul dintre ei l-au capturat, el a divulgat poziția unde sunt ceilalți doi, autoritățile represive din zonă n-au așteptat întăriri și s-au dus să-i prindă în încercuire, numai că n-au asigurat toate cele patru raturi și ăștia când au simțit, au sărit imediat pe geam și au fugit. Ei aveau pregătire ca în cazul în care sunt prinși să se despartă, fiecare să fugă pe unde poate și apoi să se întâlnească la niște puncte prestabilite de întâlnire. Unul dintre ei s-a împiedicat la scurt timp după ce au fugit și s-au despărțit. Ăsta care s-a împiedicat, până s-a ridicat, s-a gândit că primul punct oricum e prea aproape, s-a dus direct la al doilea. Cel care nu s-a împiedicat și a fugit, cel de pe copertă, Sabin Mare, s-a dus la primul punct și acolo nu l-a mai găsit pe colegul lui. Iar sfârșitul lui o să îl puteți găsi în cartea, în Războiul Spionilor. E cartea aceasta. Aici puteți găsi povestea ce s-a întâmplat. Deci e scrisă de tine. Da, da. Este povestea întregii activități de spionaj dusă de exilul românesc la începutul comunismului. Cel de pe copertă e cel din liderul grupului de primul grup, cel să zicem de sacrificiu. Și poza asta e făcută pe cu câteva ore înainte să fie executat. Iar cel care a scăpat a trebuit să treacă de trei ori granița. A sărit, a reușit să sară granița către iugoslavi, a mers târâș, apoi a găsit iarăși sărmăghimpată. A sărit tot din nou, târâș și a dat un pachet de țigări scris în limba română. Așa că a mai mers, a găsit din nou încă o graniță, a sărit-o și pe aia și în cer din nou a găsit un pachet de țigări scris în sârbă. De fapt, acolo Dunărea granița făcea un cot. Și el, de fapt, a trebuit să sară de trei ori granița până când a reușit să ajungă să fie sigur că este la sârb și na, de acolo a fost arestat, ținut prin lagăre și extras în cer din urmă de americani. Dar niciodată n-a fost crezut, pentru că a fost singurul dintre toți parașutiștii trimiși în țară care a supraviețuit și s-a și întors în Occident. În rest, toți, vă spuneam, au fost executați, iar cei care i-au ajutat, mulți dintre ei membri ai familiei, au fost și ei arestați, iar viețile lor n-au mai fost niciodată la fel. Acum, astăzi, în 2024, poate părea că tot ceea ce au făcut oamenii despre care v-am povestit astăzi a fost așa, o joacă prostească. A fost un efort... Mi se pare că a fost ceva foarte serios, un efort și spui viața la dispoziție. Da. Că atâta timp cât mergi cu sticluța de ceanură după tine în misiune și știi că îți pui viața la dispoziție. Da, că e foarte probabil să nu te mai întorci. Da. Cei care s-au angajat în drumul ăsta în mod conștient, aproape niciun dintre ei n-a avut niciun regret. Dintre cei care au supraviețuit după și au ajuns la momentul 89 ca să poată apoi să își spună poveste. Maria Muscaru, iubita lui Ioan Samoiră, cel din al doilea de la dreapta la stânga, aici? Acesta, da. Iubita lui spunea că ea n-are niciun regret, pentru că s-a atașat unei rupte pe care ea o considera sfântă împotriva comunismului, în care trebuia mers până la capăt, indiferent de sacrificii. Alții care au ajuns în povestea asta întâmplător, că erau iubita nu știu cui, că erau vecinul nu știu cui, că așa, pentru ei a fost într-adevăr un șoc dureros, teribil. Da, da, un șoc, da. Au fost puși în fața faptului împlinit, prinși, da, la mijloc, practic. Oarecum, da. Și când s-au întors în așa zisa libertate, familiile lor i-au ocolit? Nu i-au ocolit, dar deja și familiile lor suferiseră, copiii deja crescuseră, legăturile dintre părinți și copii nu s-au mai putut reface. Unii și-au găsit soțiile, toate au trebuit să divorțeze de ei, din cauza presiunilor, unele dintre ele se recăsătoriseră. Au fost niște situații teribile în care nimic n-a mai fost la fel. Toată povestea asta a lăsat foarte multe destine frânte și familii și vieți bulversate complet. Și foarte multe semne de întrebare. Până și sfârșitul lui Oprani învăluit în mister. Ultimile informații despre el sunt din 82. Am găsit în dosarul securității, iar în 1996 știu sigur că deja murise. Deci el a murit undeva între 82 și 96. Ilie Rada, despre el vorba, cel care a reușit să, singurul parașutist care a scăpat, a murit în 2002, într-un sat din Normandia, din Franța. Singurul care, să zicem, a trăit cel mai mult și a și vorbit despre acest lucru e Neagu Giuvara. El a fost șeful acestei structuri a exilului românesc, structură secretă, între 52 și 56. Dar a vorbit în memoria lui, dar a vorbit destul de succint. Și când am făcut un interviu cu el,
cu un an, dacă nu mă înșel, înainte să moară, mi-a spus exact același lucru pe care răspusese în memorii. Când am plecat de acolo, m-am gândit că asta e vârsta, își spune cuvântul. Dar după aia, cu cât trecea timp, când îmi dădeam seama, sau credeam din ce în ce mai mult că de fapt nu vârsta, ci pregătirea. Tot timpul a avut grijă la ce spune, să nu spună mai mult decât deja a spus deja și decât trebuie spus. Așa că sunt multe semne de întrebare, sunt multe detalii care nu vor fi rămurite niciodată despre unele dintre acțiunile în care au fost implicați oamenii aceștia de la începutul exil, de la începutul perioadei comuniste. Oameni care au ajuns în exil, dar oameni care au continuat lupta împotriva regimului comunist din țară. Cu diferite forme, în diferite forme și de cel mai multe ori cu același rezultat tragic. Iată, Lucian ne-a arătat astăzi că viața bate filmul. Suntem siguri și tu și noi că sunt multe povești care încă sunt necunoscute. Sunt sigur că poveștile pe care le știm mai au și niște lucruri care sunt mai crude, probabil. Dar asta e, până la urmă, viața bate filmul. Iată că există un război așa undeva în spate pe care noi nu-l vedem și pe care tu în cartea asta l-ai scris. Întotdeauna se petrec lucruri în cadrul războiului ăsta secret între servicii informative, chiar și acum. Dar despre asta de acum probabil că o să citească nepoții noștri. Da. Dacă vor fi interesați de așa ceva, bineînțeles. Lucian, îți mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Toate cele bune.